Condiții optime pentru preșcolarii de la grădinița cu program prelungit numărul 5 din Reghin. Unitatea de învățământ urmărește ca în acest an să continue să asigure frecvența celor peste 500 de copii în unitățile aferente. În 2015 este vizată și modernizarea spațiului educațional. Pentru anul 2015 ne străduim să asigurăm în continuare frecvența copiilor. Asta înseamnă că avem o frecvență zilnică de 85-95% din totalul de 520 de preșcolari pe care le avem la cele 6 grădinițe. Asta înseamnă că trebuie să modernizăm și să îmbunătățim spațiul educațional. Acest lucru se realizează cu ajutorul părinților, cu ajutorul primăriei. Spre bucuria noastră am primit rechizite de la Clubul Rotary și în acest an, care au contribuit la modernizarea actului educațional și avem foarte multe materiale didactice de la un supermarket din orașul Reghin. Ca în fiecare an, celor mici le sunt dedicate diferite evenimente. Pentru buna lor desfășurare își aduc aportul de multe ori și părinții. Pentru anul 2015 avem concursuri de recitări, atât la secția română și la secția maghiară, chiar începând din 29 ianuarie, la grădinița Voinicel. Apoi am avut deja desfășurat zonal concursul Magia Sărbătorilor de Iarnă. Avem sănătoși și voinici prin luna martie, fază zonală. Și parteneriatul, la fel educațional, se desfășoară și cu părinții. Ei contribuie zilnic sau în măsura posibilităților fiecare la sponsorizarea sălilor de grupă. În total, la grădinița cu program prelungit numărul 5 din municipiu există un efectiv de 40 de educatoare. Toate cadrele didactice sunt calificate și participă la cursuri de perfecționare.